Bun găsit tuturor! Da, de astăzi va intra în vigoare taxa pe lux care a fost adoptată de către Guvernul României în urmă cu mai mult timp. Este vorba despre casele mai scumpe de 500.000 de euro și de asemenea mașinile mai scumpe de 75.000 de euro. Toți cei care au astfel de bunuri vor trebui să plătească o taxă în plus către statul român, însă este vorba despre o taxă care se aplică în valoare de 0,3% din diferența dintre valoarea imposabilă și plafonul de 500.000 de euro la case și de asemenea de 75.000 de euro în ceea ce privește mașinile de lux din țara noastră. Urmează ca în perioada următoare ANAF împreună cu Ministerul de Finanțe să facă și un impact bugetar, practic câți bani se vor strânge la bugetul de stat pentru din această taxă pe lux, pentru că este vorba despre o măsură care și-au dorit-o atât cei de la Ministerul de Finanțe cât și cei de la ANAF, pentru că spun foarte mulți consultanți fiscali că există o evaziune fiscală foarte mare în țara noastră și tocmai de aceea sunt cumpărate imobile, dar și mașini foarte scumpe și astfel statul ar trebui să încaseze banii de pe urma acestui impozit. Da, mulțumesc, Mădălin. Foarte interesant acest lucru. Dom'le, evaziune fiscală și ca atare pentru și cu banii din evaziune își cumpere case, ca atare să impozităm casele. Mie mi se pare asta o măsură liberală adevărată cu care se poate mândri ministrul finanțelor domnul Boloș, ne mai vorbim de faptul că dacă mergem tot așa, vorba lui Vali, la companiile mari nu mai luăm nimic că nu putem și atunci, domne, tot la privat, tot acolo ne înfruptăm cel mai bine, că apropo de mentalitățile românești, domne, dacă unul a făcut bani, nu contează cum le-a făcut, e dușmanul națiunii, că de ce are bani, domnule ministru. Bine, acum, dumneavoastră știți cum e, cel mai de temut lucru, de pildă, în Statele Unite, este fiscul. Nu contestă nimeni că te-ai îmbogățit. Foarte bine că te-ai îmbogățit. Nu pot decât să aplaud un om care a avut succes în viață și în afaceri. Poate fi un model pentru oricine altcineva, da? Dar dacă există și dubii, da? Dacă există și probleme, atunci lucrurile acestea trebuie lămurite. Dar în afară de lucrurile acestea... N-a avut nimeni dubii, n-a avut nimeni dubii despre nimeni, cel puțin mă refer la ANAF, n-a avut niciodată dubii la nimeni. Eu nu mi-aduc aminte ca ANAF-ul să fi luat de la cineva ceva ca fiind obținut pe nedrept, nici măcar de la cei care sunt în pușcărie. De data asta discutăm despre un impozit pe care l-am stabilit în această guvernare și care începe să fie colectat. Un lucru care ați spus foarte bine, este un prag de impozitare peste o anumită valoare. Acea diferență se impozitează, practic, cu valoarea spusă de dumneavoastră. Eu cred că nu este nimic exagerat în această chestiune și cred că lucrul acesta este binevenit pentru bugetul statului. Ca să-l citez pe marele meu producător, Vali Pârvu, mai puneți... ca din Dalai Lama, vorba lui, citez din el, mai puneți și impozitul progresiv și s-a închis la non-stop. Păi el e cam progresiv, dacă stați să vă gândiți bine, pentru că eu nu cred că mai avem o cotă unică în momentul de față, adică cel puțin dacă stăm să ne gândim cam care sunt tranșele de impozitare, o să vedem că ea nu mai e unică de foarte multă vreme. Dar despre cota unică, premierul Ciolacu a vorbit foarte clar și a spus că după ce vom închide perioada aceasta de alegeri, se va face o consultare adică cu toată lumea. Cu saci în căruță, nu, haideți să ne înțelegem. E important să te poți consulta cu toată lumea înainte de a lua o astfel de decizie. Dar nu normal, nu vă spăiați, apropo de stabilitate, că vorbeați înainte de stabilitate, nu credeți că este totuși important ca măcar cu un an, doi înainte de a se lua o măsură atât de drastică încât se schimbă codul fiscal, să știe și păi cetățeanul Gogu despre asta vorbesc. Așteaptă, adică pe sistemul, domnule, poate vreau să emigrez. Domnule Schnecker, despre asta vorbesc. E nevoie de o consultare amplă, nu se va lua o decizie de azi pe mâine, cu siguranță. N-am niciun dubiu în sensul ăsta. Se va lua cu 6 luni înainte, așa cum scrie la lege, nu mai mult. Scrie la lege. Respectăm legea dacă este la o adică, dar eu cred că ați văzut că premierul Ciolacu nu ia decizii până nu face consultare cu toată lumea. Bogdan, încă o dată, eu n-am o problemă, vor să impoziteze, văd că astea sunt măsurile liberale, mergem cu impozitul cât mai mare, colectarea cât mai mică, important este să punem în cârca privatului cât se poate de mult, iar companiile mari, companiile de unde am putea să luăm bani, companiile de stat care datorează câteva zeci de miliarde de lei,
alea le lăsăm. Dă-le-n, Doamne, iartă-mă. Păi aici este marea problemă, ceea ce spui. Știu, eu m-am mai uitat la niște calcule astea prezentate, că dacă are unul o mașină de 100.000 de euro, mai plătește 63 de euro, adică un plin de benzină pe an, niște chestii de genul ăsta, că o să încurce, că și așa la ANAF, acolo e o vraiște de n-ai probleme, mai mult o să încurce, iar acolo unde trebuie să acționeze, că suntem pe ultimul loc la colectare, acolo nu știu de ce nu se întâmplă nimic. Ei tot timpul mai gândesc, bă, cum să mai luăm niște impozite. Dom'le, poate să aibă la 100 de milioane de euro, dar dacă a plătit taxe și impozite, TVA-uri, toate taxele, foarte bine, bravo lui. De ce nu se duc ăștia să ia taxele, impozitele la ăstea? Sunt cartiere întregi de locuințe, nu spui pe unde, că le știm toți, unde n-au niciun fel de autorizație, n-au nimic și curentul ăla îl fură sau astea. Deci sunt o mulțime de locuri în care într-o țară cât de cât normală ar trebui să intre ANAF-ul și să vadă ce se întâmplă cu banii ăia mulți, nu cu flecușteții astea cu care le mai adună de pe una pe alta și care, repet, va crea alte probleme la sistemul lor și așa. Sunt foarte mulți precari. Sunt foarte mulți, Bogdan, care se tem, de exemplu, de DNA la noi în țară. Eu îți spun că în lumea modernă, corect, dau exemplu, Marea Britanie, Germania, Statele Unite, frica acolo nu e nici de poliție, nici de anticorupție, acolo frica este de ANAF-ul lor. Pentru că dacă ăla te caută, să te ferească Dumnezeu că te găsește. Și una dintre întrebările pe care le adresează întotdeauna nu este dacă ai plătit taxele și impozitele mai întâi, ci întreabă, nu te spăra, din ce bani ai cumpărat mașina, din ce bani ți-ai făcut vila, din ce bani merge fitul la nu știu ce școală de câte 150.000 de dolari pe an. Ia zi-mă tale mai întâi asta și pe urmă vedem cât n-ai plătit. Nu-i bagă la pârnaie, ci începe să le ia încetul cu încetul tot ce au, până când se satisface cu tot, cu dobânzi și cu penalități, statul. Căci asta este, de fapt, ceea ce ar trebui să facă un stat responsabil și la noi nu se face acest lucru.